Salut, eu sunt Sherry, bună dimineața, astăzi facem daily vlog. Înainte să mă întrebați de ce, stați să mă duc să-mi fac patul. Acum poate nu vă vine să credeți ce o să zic, având în vedere că vine de la mine, dar eu sunt un tip care e obsedat de curățenie, frate. O să ajung la subiectul cu de ce daily vlog, de ce din nou daily vlog mai încolo. Hai să discutăm întâi ce am eu azi de făcut, pentru că azi chiar e o zi plină. În primul rând, chiar acum ar trebui să mă duc la tuns, după care cred că o să ies la o cafea cu un prieten mai încolo un pic. După aia trebuie să mă văd cu o prietenă să-i dau tricoul meu cu Shatra, pentru că diseară e concert Shatra Benz și ei i-a întârziat comanda. O să mergem toți la concert Shatra. Mai multe despre asta mai târziu. Cam târziu un pic. Ok, deci ăsta sunt eu netuns și ăsta sunt eu tuns. Oh, nu mă puteți vedea de șapcă, nu contează. M-am tuns pe părți și un pic de lungime. Yay! E funny că eu mă tund, dar de fiecare dată pot șapcă, deci practic nu contează. Merg până în oraș la o cafea cu un prieten, deci trebuie să mă îmbrac. Mai bine, hai să mergem. Cam frig azi în Craiova. O să mă văd cu un prieten într-o cafenea și merg pe jos până acolo, că am realizat că în ultimul timp am cheltuit foarte, foarte mulți bani pe taxiuri. Majoritatea banilor pe care îi cheltui pe taxiuri, pentru că taxiurile sunt scumpe și eu mi-am făcut un obicei din a merge oriunde cu taxiul. Ăsta e primul daily vlog pe 2017, dacă nu mă înșel, și cred că vă datorez o explicație de ce fac din nou daily vlog. Hai să vă explic chestia cu daily vlog-ul. De fapt, e impropriu spus daily vlog, că nu o să fac chestia asta zilnic, sub nicio formă. O să fac chestia asta ocazional și în special dacă văd că apreciați videoclipul ăsta. Deci dacă o să vă placă daily vlog-ul ăsta, nu uitați să-i dați un like. Zilele viitoare o să fiu la București, o să am foarte multe chestii mișto să vă arăt de acolo. Și mă gândeam să fac daily vlog și atunci. Care e chestia cu daily vlog-ul? Știu că în vară daily vlog-urile mele au fost un pic controversate și foarte multă lume nu a apreciat genul ăla de content, nu a apreciat mișcarea aia de la contentul meu inițial la daily vlog-ul. Bineînțeles, de data asta v-am zis, daily vlog-ul o să fie o chestie ocazională și nici în caz nu o să mai fac greșeala de a renunța la contentul meu. Ce-mi place mie la daily vlog e că pur și simplu ai mai multe ocazii de a surprinde lucruri. Îmi place să filmez orașul, îmi place să filmez locurile în care merg. Eu n-aș vrea cum să fac daily vlog zilnic, că în foarte multe zile stau mult în casă, muncesc foarte mult, scriu, editez și așa mai departe. Și viața mea nu este foarte interesantă în general. Dar astăzi e o zi interesantă și zilele ce urmează vor fi și ele interesante. Dacă vă place formatul ăsta, nu uitați să-i dați un like. Asta cu daily vlog-ul la mine e o chestie pe care dacă aș face-o zilnic și-ar pierde farmecul. Și bună, sunt aici cu domnul Emanuel. Bună. Omul cu tatuajul cu Shatra Benz pe care l-a tăiat toată lumea. A două tatuaje cu Shatra Benz. Suntem aici la o cafenea din Craiova cu Răzvan, vedeta din Shatra Benz în viața reală. Frumos, are și un canal de YouTube, sketches, subscribe acolo. Și like, da. Și cu Emanuel și iubita ta? Da, e iseară o să mergem la concert Shatra Benz cu toată trupa și cu Emanuel și cu toți. Și vreau să adresez o chestie aici în legătură cu Shatra Benz și ce cred eu că e important despre Shatra Benz, indiferent dacă îți place muzica lor sau nu. Ideea e că mie îmi plac două chestii despre Shatra. Pe lângă faptul că îmi place sound-ul și îmi place ce cântă și așa mai departe și mi se pare că au totuși un mesaj și îmi dau un vibe foarte mișto, mi se pare interesant la Shatra faptul că au venit cu ceva nou pe partea de strategie. Oamenii efectiv au fost poate mai mult decât alți artiști neinteresați de părerea haterilor și așa mai departe și și-au făcut filmul și au continuat pe ceea ce fac ei. Cred că lecția importantă din toată povestea cu Shatra Benz e să crezi în ceea ce faci tu, să crezi în produsul tău și să nu speri atât de mult de părerea altora, că dacă tu rămâi consecvent în ceea ce faci, foarte multă lume va ajunge în final să aprecieze munca ta și să aprecieze ceea ce faci. Chestia asta e valabilă și la vlogging. Gândiți-vă că acum 4 ani vlogging-ul era privit ca o chestie obscură, o chestie dubioasă, făcută de niște tipi dubioși care se filmează la ei în dormitor și așa mai departe. Și acum uitați ce impact are vlogging-ul. Doar pentru că oamenii care atunci s-au apucat nu au crezut în ce zicea lumea la început despre produsul lor și au continuat să facă treaba pe care o făceau. Au început să o facă din ce în ce mai bine și uitați că acum au ajuns sus. Și la fel și cu Shatra. La început foarte multă lume iura, dar ei au făcut chestia asta cu perseverență, cu consecvență, au continuat să facă munca lor mult, mult mai bine și acum foarte, foarte multe lume îi apreciază și uitați unde au ajuns. Oamenii muncesc foarte mult și indiferent dacă îți place sau nu Shatra, cred că chestia asta ar trebui să o apreciezi. O să mă duc și eu acasă acum și am o mare misiune, trebuie să mă conving să mă duc la regat, frate. E vânt, e frig și trebuie să mă duc la regat în tricou. Să mă duc mă la regat. Ar trebui să mă duc, ar trebui să fac... Nu o să în viața ta, ascultă-mă pe mine, o să doar o să te îngrași. Au, mi-ai dat cu microfonul în cap, ok? Da. Să nu-l credeți, nu o să slăbească.
Era atât de frig afară încât mi s-a aburit un pic rentira. Bă, dar e aburită rentira asta, nu gluma. Am ajuns acasă, am luat decizia cea pe asta, nu o să merg agregat azi. E prea vânt, îmi pare rău, asta e. Am și un pic de scris, dacă Google ar fi om 8, o să merg în București să-l filmez, o să fie foarte, foarte mișto. Acum e 5 și pe la 7 o să plec din casă, mă întâlnesc cu o fată să-i dau tricoul meu cu șatrabenz, că ei i-a întârziat comandă. O să fie greu să iau camera cu mine, adică aș fi preferat să nu iau, dar până la urmă, dacă nu filmez cea mai mișto chestie din ziua asta, degeaba am mai făcut daily. La noi acum acasă e mama și mai este Mariană. Marian este instalator și e un tip foarte calumea și cum se cade. A fost elevul maică-mii când eram eu mai mic și țin minte că ne-am mai făcut niște lucrări prin casă. Salut, Marian! Eu pe Marian am înnebunit când eram mic, venea și făcea lucrări aici și te împingeam cu un mopu, parcă, nu? De toate, inițial partea asta de cameră unde stau eu acum era balcon și noi am zis, bă, hai să ne desfințăm balconul și să mărim camera, practic, să folosim spațiul ăsta. La un moment dat Marian stătea pe geamul ăsta aici, făcea lucrări și eu îl împingeam așa cu mopul, deci omul putea să cadă, frate, mă. Dacă eram în locul Marian și făceam un copil asta, bă, cred că îi dădeam o bătaie soră cu moartea. Deci, respect, Marian. Yo, și e timpul să plecăm la Shatra Benzito. Și am ajuns în față la teatru, o să așteptăm aici niște prieteni și mergem împreună la ambient. Te-ai îmbrăcat așa foarte OG-is burian, da. Ne închinăm frumos. Salut, salut, îmi lași pe șapa. Salut, salut. Nike. Și, mă, tu chiar filmezi? Shatra Benz, deci, la puterea dar stai 100, un pic, stai un pic, te rog, eu. Shatra Bontur și Shatra Bontur. Ce? Kit plus Kila plus tot ce uită. Suntem aici cu banda Benzito, care îi place Rufito. Suntem aici cu trecutul noi timp. Tu 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 trecutul noi timp. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
girafonic. Te rupe Craiova, frate. Craiova mă rupe până în inimă de fiecare dată. Oamenii sunt la poze acum. Juma be este juma oh, dacă ciocu că ești golanză, dar una că de la 1-1-2. Și-o baba în zași de gunoi, am îndesat în buzunare cât mergi eu. După 10 ani de dacă sânge oro, am pistole și brigadă și-o tot dragoste. Uzi mea că le văd ca Moldova coane.